Eu cred că, în general, nu cunoști omul, dar să mergem la lucruri care cu adevărat nu sunt cunoscute. Gino Iorgulescu vrea dreptate pentru fiul său, Mario. Urmărim chiar acum declarațiile de la ieșirea de la Curtea de Apel. Ce așteptări aveți de la instanța, domnule Gino? Așteptăm să fie un proces corect. Sperați să se accepte. Dar vreau să vă spun ceva. Că băiatul meu n-a fost drogat și cine mai spune că e drogat o să aibă o mare surpriză că noi avem dovezi și o să plătească. O să-i cerăm în instanță să... Așteptați să te trimită cauza către rejudecare să accepte cererea? Nu știu, așteptăm... Așteptăm să fie corectitudine. Voiam să vă întreb, domnule Gino, cum se simte Mario? Cum să se simtă? E un copil care n-are discernământ și are momente când e lucid și când nu mai realizează ce vorbește și ce face. Mulțumesc mult de tot! Da, este normal ca orice tată să-și protejeze copilul și să, na, să îi dorească bine. Da, am ascultat acum primele declarații, însă o să vă ținem la curent cu detalii despre acest subiect. Acum mergem la...